băieți merg din casă în casă cu steaua. Steaua sursoare, la ora mare, steaua strălucește și luminivestește, și luminivestește. Că astăzi curata, prea nevinovată, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. În țara vestită, Betleem numită, magic cu zăriră, steaua și porniră, steaua și porniră. Mergând după rază, pe Hristos îl vază, și dată la sâră, la dânsul intrară, și se închinară. Cu darul vestite, lui Hristos menite, duc în fiecare bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie și ai să fie, de la tinerețe până la bătrânețe, de la tinerețe până la bătrânețe. Așa, Betleem, veniți voi să vedeți, că astăzi mi s-a născut prorocirea de demult. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, timp luminos, din Fecioara Maria și din neamul lui Avram, din sămânța lui David și din prunc înzămezit, trei căde la răsărit. La închinare au venit și au mers după cum citim până la Ierusalim. Și acolo când au ajuns, țeaua lor li s-a ascuns. Și a început a căuta prin oraș, a întreba unde s-a născut zicând cu un grai mare de curând. Iar Irodul împărat a auzit, s-a tulburat. De împărat ceresc, însă l-aș dobitocesc. Te-ai curcat pe fânusca, de îngeri înconjurat, crai te vor lăuda și mărire îți vor da. Iar într-un cer de sus și pace până la apus, la înșlanțen. Astăzi seara-i seara-i mare, boiero, dar eroi, Doamnele, seara-i mare, a lui ajung. Crăciunul, hoilerom, dar eroi, Doamnele, când s-a născut Dumnezeu. Vititel, descoșățelul, hoilerom, dar eroi, Doamnele, fășățelul, fă de măr. De măr bucuria lui, hoilerom, dar eroi, Doamnele, când busca frunză mi-a dat. Când burii mei au trăslit, tu, hoilerom, dar eroi, Doamnele, voi aduși, mi-a izvorit. Când ieși de mi dea clară, hoilerom, dar eroi, Doamnele, mi dea clar, mi-l căuta. Căci prin toate madurile, hoilerom, dar eroi, Doamnele, și prin toate grajurile, mi-l dă clară, nu-l găsiră, hoilerom, dar eroi, Doamnele, dar Maica Sfântă Mărie. Ia de veste că-și prin dară, hoilerom, dar eroi, Doamnele, fiu la brațe, că-și dua. Sus la munte, că-ci urcară, hoilerom, dar eroi, Doamnele, urcă-și munte, urcă-și doi. Când fuse munte de-al treilea, hoilerom, dar eroi, Doamnele, puse jos, să-și odihnească. Rucușor, să-și priminească, hoilerom, dar eroi, Doamnele, și-ar muncă ochii înapoi. Că-napoi, pe urma ei, hoilerom, dar eroi, Doamnele, venea și un sfântior. Tot strigând și bărătându, hoilerom, dar eroi, Doamnele, pe pământ vă păiăsând. Strigă-și tare, gura mare, hoilerom, dar eroi, Doamnele, mai azi maică, fiu la brac. Și-a de maică mai înainte, hoilerom, dar eroi, Doamnele, mai înainte, nu-i departe. Că-și fiu maică trei râuri, hoilerom, dar eroi, Doamnele, trei râuri, trei pârâuri. Râu de vin și altul de miru, hoilerom, dar eroi, Doamnele, și altul de apă limpejar. Ce din apă l-o scăldară, hoilerom, dar eroi, Doamnele, ce-și din vin l-o boteza. Ce din miru, miruiră, hoilerom, dar eroi, Doamnele, sus cerul l-o-mi dărui. Jos noroc și înțelepciune, hoilerom, dar eroi, Doamnele, sănătatea ce stii casă. Ce stii casă, curs frumoase, hoilerom, dar eroi, Doamnele, noi mai mult cu bună seara.
La astă pudin graj dus, să murbule gatule, ga nemâncat. Cine hrănește, vlăduci, fă-ți frumosul, cu ce hrănești? Tot vorbi satul, greu nevânturatul, apă din cei dă. Apă din strapă, venită pe piatră, pe piatră rușneați. Vlăduci, fă-ți frumosul, din iară, pași, murgule, pași. Pași de mi te îngrașă, că ce-am să te vând, pe care cu fân. Sculuri de bumbacul, nu da să-mi o facu, joi să-mi o nuntesc. Joi să-i spitesc cu murguce-n grăiară, stăpâne, stăpâne. De vântul voi vinde, dar mai adu-ați minte, când noi ne băteam. Cu frângii, turcii ne băteau, frângii ne frângeau. Mare ne-aruncau, mulți cai se necau, mulți cai și voi nici. Eu cam un odatu, marea loc și latul, lungiși cu meziși. Dar sunt vinovatul, la mijloc de mare m-am împiedicat. De-o pargă de vreană, vreana gălbioară, bana roșioară. Ție ți-am udat tu poale de caftarul, vârf de iataga. La mal când am dat tu cu vad făr de vad, pe mal am urcat. Mărea-n străfiratul, toate le-am uscatul, nimic n-a stricat. Vlădu-ți făr frumosul, din gură-n grăiară, pași, murgule, pași. Pași de mite grașă, că-și n-am să te vându, doar te-am ispitit. Murguce-n grăiară, stăpâne, stăpâne, mai ispitit. Șana bobotează, când preoți botează, creștin creștinează. Pe mine m-ai scos tu, cu 50 de cai, toți cai potcoviți. De gheață gătiții, eu nepotcovitul, nu urmă mai ținut. Silă mi-ai făcut tu, înaintea drumul când ai dat tu, înaintea-n ieșit, cală ți-am făcut. Ție de stăpânul, mie de carbunul, vlădu-ți fă-ți frumos. Fie sănătosul, cu frați, cu părinții și cu noi cu toți. Dragi călărășeni, lăsați credința, speranța și bucuria să vă intre în casă. Vreau să cred că fiecare dintre dumneavoastră are planuri mari pentru anul 2020. Așa avem și noi, administrația județeană. Dorim să ducem la bun sfârșit proiectele începute de Consiliul Județean Călăraș pentru Călăraș. Să vă fie anul cu sănătate și realizări. La mulți ani! Profit de această ocazie să transmit tuturor călărășenilor, atât în municipiu cât și din județul Călăraș, cu ocazia acestor frumoase sărbători de iarnă, la mulți ani, să fie sănătoși, să fie bucuroși, să se bucure de copiilor și de părinților bătrâni pe care au marea bucurie să-i aibă lângă ei și să-i îngrijească și din partea mea ca și persoană, mulțumiri, foarte multe mulțumiri pentru faptul că ați fost alături de noi, de Partidul Național Liberal, care, uite, încearcă în fiecare zi să vă facă viața mai bună. Încă o dată tuturor, la mulți ani, sănătate și un an nou și un Crăciun fericit. La mulți ani! Dragi călărășeni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, un sincer la mulți ani din partea mea. Fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească pașii în anul ce vine. Viața este o continuă căutare, iar uneori ne poate părea grea, apăsătoare și scurtă. Să nu uităm că înainte de toate este frumoasă, este plină de libertăți și unică. Iar momentele speciale sunt alături de prietenii tăi, de familia ta, de locurile dragi sufletului. Astăzi, mai mult decât oricând, vă doresc să le găsiți pe toate cele ce vă împlinesc. Iar dacă am învățat din tot ceea ce a fost, ce va urma nu poate fi decât mai bun.
la mulți ani, sărbători fericite! Pura
frumos Domnului Domn, Domn să înălțăm. Vești un frumos Domnului Domn, Domn să înălțăm. Domn, Domn să înălțăm, Domn, Domn să înălțăm. Bună dimineața! Decembrie 2019. A fost decembrie 1989. Sunt 30 de ani și primul gând care mă străbate este de recunoștință față de cei care au făcut posibilitatea acum 30 de ani să avem libertate de acțiune, libertate de exprimare, libertate de gândire. Reală și nu mimată. Mă întreb acum, după 30 de ani, cât de credibil poate să mai fie un mesaj de acest gen. Acum când lucrurile nu sunt chiar așa cum am fi dorit acum 30 de ani. Dar totuși încerc. Și în numele meu personal, în numele colegilor pe care îi reprezint din partea Partidului Pro-România, filiala județeană Călăraș, mă îndrept către toți cei care ne simpatizează, către toți membrii noștri, către toți cei care nu ne îndrăgesc. Un mesaj transmit de căldură, de simplitate în tot ceea ce facem și, bineînțeles, de sănătate. Vă urez să aveți sărbători cu liniște, sărbători cu speranță cât se mai poate și să vă dea Dumnezeu tot ceea ce trebuie în noul an. La mulți ani! Din partea voluntarilor Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu Călăraș, vă urăm sărbători fericite și un an nou mai bun, iar liniștea căminului dumneavoastră să aveți întotdeauna o carte. Colectivul BJCL vă urează sărbători liniștite alături de cei dragi. Vă așteptăm în noul an să participați la evenimentele pe care echipa noastră vi le propune. La mulți ani! Dragi călărășeni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă urez sănătate, prosperitate, liniște, un an nou cu bucurie, alături de familie și prieteni, la mulți ani, să fiți sănătoși! Stimați colegi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, personalul din învățământ, greu încercat în misiunea de instruire și educare a tinerei generații, parcurge alături de întreaga societate cea mai frumoasă perioadă a anului. Este perioada sărbătorilor de iarnă, este perioada colindelor, a nucilor și a cozonacilor. Sindicatul Liber din Învățământ, fidel crezului său de apărare a drepturilor membrilor de sindicat și promovarea intereselor acestora, vă adresează urarea caldă de sănătate, fericire, multe împliniri în plan profesional și personal, dar și în plan sindical, alături de tradiționalul La Mulți Ani. Thank you.
Drept măritor creștin, la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, noi sărbătorim an de an dragostea lui Dumnezeu, care a primit un trup. Este dragostea care s-a întrupat asemenea iubirii absolute a lui Dumnezeu, care a rostit un cuvânt sau a atins o rană și a dus vindecare. În perioada Crăciunului, în deosebi, nu putem decât să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul acestei iubiri. Așa cum Iisus Hristos, Mântuitorul, a întruchipat-o și care prinde substanță prin viețile tuturor celor care fac din existența lor ceva asemănător unei filantropii dumnezeiești prin susținerea lucrărilor de ajutorare a aproapelui. La acest moment de bucurie a nașterii Domnului, cu părintească dragoste vă îndemn să fiți făclii luminoase ale credinței, așezate într-un loc înalt care să lumineze tuturor celor care sunt într-un tuneric. Creștinii suntem chemați să răspândim lumina lui Hristos prin exemplul vieții noastre, prin mărturisirea pe care o facem despre lumină în această lume a întunericului. Fie ca sărbătorile Crăciunului să le aveți cu pace, sănătate și alese bucurii duhovnicești, binecuvântându-vă pe toți și rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel născut în Iesla Betleemului, să vă dăruiască cel ce vă sunt de folos sufletelor și trupurilor voastre. Hristos se naște, slăviți! Amin! Yeah.
Oh,
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc tuturor locuitorilor Comunei Vrucelele multă sănătate, fericire și un an nou plin de bucurii. La mulți ani! În această lună decembrie, care ar trebui prima dată să ne bucurăm de nașterea Domnului Iisus Hristos, care dă această atmosferă deosebită pe care o simțim toți în noi, în decembrie, și după aceea Crăciunul, încerc să le transmit tuturor cetățenilor din Comuna Grădiștea, prezenți aici sau peste hotare, copiilor lor, părinților lor și bunicilor, dar și prietenilor din altă parte, să aibă parte de sărbători fericite, să primească și cel mai mic dar care îl pot primi, să fie sănătoși, să țină la familie, la toți cei dragi și, nu în ultimul rând, să aibă un an viitor fericit, cu multe bucurii și, cel mai important, cu multă sănătate. La mulți ani, Grădiștea! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez locuitorilor Comunei cu Zavodă sărbători fericite, un an nou plin cu bucurii și multă sănătate, să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine și la anul. Țin să le urez cetățenilor Comunei Modelul, în primul rând, multă sănătate, capilor de familie, copiilor, nepoților lor și gândul să trăim cu speranță, că noi românii trăim cu speranță, că ușor, ușor, poate o luăm cu un drum mai bun și o să ducem și noi o viață mai bună ca până acum. La mulți ani și încă o dată multă sănătate tuturor. Aș vrea să spun că bunul Dumnezeu să aibă în pază localitatea, Maica Domnului să aibă o mână împărătească peste locuitorii comunei noastre. Sănătate, înțelegere, înțelepciune, bucurie și sărbătorile să vină cu dragoste, cu speranță și răbdare. Un Crăciun înveșugat, la mulți ani tuturor, la mulți ani Jingălia, să ne vedem în 2020. Doamne ajută!